Oamenii au fost înzestrați cu darul de a comunica, comunicarea fiind o relație virtuală prin care noi reușim să coexistăm. În mod sigur nu este simplu să transmitem un mesaj, doar prin intermediul sunetelor. De aceea am invitat alături de noi un prieten cu o importantă și frumoasă carieră de DJ, care ne-a demonstrat că pentru el nu a fost importantă tehnica prin care a transmis un mesaj, ci feedback-ul pe care acesta l-a avut asupra ascultătorului. Mihai, pentru mine a fost o provocare să accept invitația mea la un astfel de dialog, pentru că ești un om de radio, un DJ foarte cunoscut și iubit, pot să spun lucrul acesta, și chiar am emoții, pentru că nu știu cum o să mă descurc. Ce înseamnă pentru tine să fii DJ? Da, întâi, Dana, și eu mă bucur că sunt aici alături de tine. De fiecare dată când ne întâlnim este o plăcere, indiferent că este într-un cadru mai oficial ca ăsta, pentru un interviu la Antena 1, sau că ne vedem pur și simplu pe stradă sau la o cafea, la un suc în mod particular. Pentru mine, ce înseamnă să fii DJ? Înseamnă o șansă foarte, foarte mare pe care am avut-o, în primul rând, într-un moment oarecum de cumpăn al vieții mele. Atunci, acum 17 ani, am venit la radio și am rămas acolo, în același loc. Și iată-ne peste 17 ani că putem vorbi despre chestia asta. Este o meserie uluitoare, în care întâlnești și cunoști oameni de toate categoriile. De asta sunt convinsă. Cine te-a provocat sau cine te-a convins să te apuci de radio? Mi-aduc aminte că mai mult provocare a fost decât convingere. Actuala soție a unui foarte, foarte bun prieten de-al meu, Cheche, îl salut, este în Canada, Cheche Rock and Roll, Adina Chiriță se numește ea acum, Adina Alexiu se numea atunci, lucra la Radio Prahova, la știri, era în departamentul de știri și mi-a spus, nu te interesează, vino să dai niște probe. Bine, am dat jumătate de zi probe și am rămas acolo. Ai avut emoții? Nu, culmea nu știu de ce. Probabil că am fost făcut pentru așa ceva. Asta este iarăși o trăsătură foarte, foarte importantă a DJ-ului. Trebuie să nu ai emoții atunci când vorbești la microfon, atunci când te adresezi lumii. Pur și simplu sunt oameni care au venit la noi de-a lungul timpului și n-au putut rămâne din cauza asta. Cum ți se pare dialogul cu ascultători? De fiecare dată mă ia prin surprindere. Nu există ca într-o zi, dacă vorbesc cu ascultătorii, că există și zile în care nu vorbești cu ascultătorii. Nu întotdeauna în emisiune ai telefoane și așa mai departe. Nu este format o emisiune de așa natură. Însă atunci când o fac, atunci când vorbesc cu ei, cel puțin unul mă surprinde. La modul plăcut vorbesc. Se întâmplă să mă surprindă și neplăcut, dar nu vorbim despre asta niciodată. Ce le transmiți tu atunci când vorbești cu ei, chiar dacă nu este un dialog direct? În primul rând, trebuie să le transmit bună dispoziție. Asta este musa. Indiferent că pe mine, poate în momentul ăla mă doare capul sau că am nu știu ce probleme personale sau nu contează chestia asta, eu trebuie să le transmit lor bună dispoziție. În primul rând, asta mi-o cere fișa postului, pentru că este un post CHR, Contemporary Hits Radio, și aici toate sunt bune și frumoase. Nu există să ai o atitudine negativă sau să lasă să vadă că ești supărat sau, mă rog, că ți-e rău. Nu există așa ceva. Eu sunt convinsă că au fost multe ascultătoare chiar și îndrăgostite de vocea Mihai Pali. Cum ai făcut față dacă te-au contactat, dacă au încercat să ți-o spună în direct? Da, mi-au spus și în direct, și nu doar mie, și colegilor mei, multor ori s-a întâmplat chestia asta. Asta este o parte, una dintre lucrurile frumoase, una dintre părțile frumoase ale vieții de DJ. Și 90% din viața de DJ e frumoasă. Și pe unele am lăsat să spere în continuare. N-am vrut să fiu răutăcios, să zic nimic, nici da, nici ba, nici... Pur și simplu am lăsat lucrurile așa. Iar cu altele ne-am întâlnit, ne-am distrat, am rămas prieteni, cam așa se întâmplă. Perind de muzică, bănuiesc. Eu de câte știu pe tine, ești un rocker convins, greșesc? Îmi place rock-ul, trăiesc rock, respir rock. Cum o faci față la toate genurile de muzică? Pentru că tu transmiți cam tot ceea ce se poate transmite. Da, tot ce se poate transmite, mai puțin rock.
Asta este un paradox, într-adevăr. Acolo mă duc la serviciu și încerc să mi-l fac cât mai bine posibil, să-mi fac jobul ăsta. Atunci jocul rămâne pentru acasă, pentru mine, pentru prietenii mei, pentru familia mea, pentru că toți cei din jurul meu trăiesc și respiră rock. Prietenii mei de suflet, familia mea, toți, cu toții ne învârtim în jurul acestui fenomen rock. La radio este altceva, este un job pe care mi-l fac cu plăcere și zic eu cu destul de multă conștiinciozitate și atunci lucrurile se împacă minunat. Nu contează că difuzez Happy, de exemplu, celebra piesă care acum este la modă pe toate mapa, pe tot mapa mondul, sau că difuzez, știu eu, Anda Adam. Nu. Aia este pentru ascultătorii de Radio Prahova, care îmbrățișează acest stil. Și eu știu asta. Muzica mea de suflet rămâne în sufletul meu. Cercul tău restrâns de prieteni, să înțeleg că rock-ul este un criteriu de a-i tria, de a-i atrage, de a-i apropia de tine? Da, nu mai acum, deja la 40 de ani pe care îi fac în octombrie, mulțumesc la fel, nu mai îmi fac prieteni. De acum vorbim despre cunoștințe. Eu am aceiași prieteni și nu sunt mulți deloc, de vreo 20-25 de ani. Muzica v-a legat? Da, da. Muzica, pasiuni comune, muntele. Iubim muntele foarte, foarte, foarte mult și am bătut cam toți munții din țară, aproape toți munții din țară, vreo 10 ani așa la rând. După aia m-am angajat la radio și n-am mai plecat la munte. Asta este, că viața de DJ înseamnă să petreci mult timp la locul de muncă și în fenomenul ăsta. Ok, animalele, la fel, iubim foarte, foarte mult animalele. Dacă stau să mă gândesc la prietenii băieți și fotbalul, cel mai frumos joc inventat de om vreodată. Pe care l-ai și jucat sau doar l-ai privit? L-am și jucat și îmi place foarte, foarte mult de câte ori am ocazia să joc, dar acum, din păcate, o fac foarte, foarte rar. Dar înainte am și jucat chiar, am avut o perioadă foarte frumoasă în care apăream în culorile lui Petrolul, galben, albastru, la Clubul Petrolul. A fost o perioadă până în 13 ani, așa, 14 ani, în care am jucat acolo, da, legitimat, cu acte în regulă. Așa ușor și subtil am aflat că îți place muntele, că îți place rock-ul, că îți place fotbalul, că îți plac fetele. Ce ne scapă? Sunt un sensibil la frumos și de aceea, în primul rând, nu există în viața unui om care iubește frumosul să nu fie îndrăgostit pentru totdeauna de femeie. Aș vrea să ne spui, Mihai, dacă ar fi acum să ți se propună să faci altceva, ai putea să renunți la a mai fi DJ? Nu știu, consider că sunt un tip care poate lua decizii și deciziile cele mai bune, pentru că mintea mea este construită oarecum analitic și eu zic, sau îmi place să cred despre mine, că iau deciziile bune, așa că nu mi-ar fi frică de altceva. Doar că se pune problema dacă mi-ar plăcea sau nu mi-ar plăcea ce aș face. Deocamdată îmi place foarte mult ce fac. Eu cred că e o pasiune pentru tine de a rezista 17 ani în același domeniu și cred că ar fi o decizie foarte grea să pleci în altă parte. Dacă ar fi un tânăr acum care să ne privească și să-și dorească să fie un Mihai Pali, ce îi transmite? Sau un DJ, că un Mihai Pali n-are cum să fie, nici eu n-am cum să fiu altceva. Generic, la DJ m-am gândit. Da. Trebuie în primul rând să știe că îl așteaptă o viață foarte frumoasă, însă nu totul este roz. Asta să știe în primul rând, este foarte, foarte multă muncă. Și bineînțeles că dacă o faci cu plăcere, atunci vin și rezultatele, feedback-ul este pe măsură. Dacă doar muncești și nu faci cu plăcere, atunci există, va veni un moment când vei depune armele și o să zici nu e pentru mine sau mă duc în altă parte și așa mai departe. Dacă muncești și o faci cu plăcere, atunci lucrurile se așează pe făgașul normal. S-a văzut foarte clar că tu ai făcut lucrul acesta cu foarte multă plăcere. Aș vrea să te întreb, dacă în cei 17 ani sunt convinsă că au fost momente în care te-ai bâlbuit sau un subiect poate te-a depășit pe moment, cum ai trecut peste?
Eu m-am bălbuit și cu tine aici, în cele câteva minute în care vorbim, Dana. Bineînțeles, n-ai cum să nu treci prin momente de genul ăsta, însă trebuie să fii foarte, foarte spontan. Cel puțin la radio acum este o discuție liberă între prieteni, ceea ce suntem noi, de ani buni de zile ne cunoaștem, însă la radio de obicei intervențiile sunt foarte succinte, sunt de la 30 de secunde pe genul ăsta de CHR și în alea 30 de secunde nu prea ai loc să jonglezi, să te bâlbâi și dacă o faci totuși trebuie să fii foarte spontan și eventual să scape o autoironie acolo, să mai faci o glumă despre tine și ieși din chestia asta. Trebuie să fii spontan. Spontaneitatea este una dintre armele principale ale DJ-ilor. Mihai, întâlnirea noastră nu a fost întâmplătoare, ci ne aflăm într-o cafenea la Cofeol, unde timp de mai multe ediții noi am petrecut. Aș vrea să ne spui ce a însemnat sau ce înseamnă pentru tine cafeaua? Da. Cafeaua mai ales a însemnat pentru mine, am avut o perioadă de glorie în care era momentul ăla din zi doar al meu. După prima parte, să zicem prima jumătate din ceașca băută, atunci puteam împărți momentul și cu ceilalți și bineînțeles că se pupau, așa îmi place mie să zic, și cu un alt, îl trecem la capitolul vici, un alt viciu al meu atunci. Și mergeau bine împreună. Acum este o provocare cafeaua și rămâne totuși una dintre băuturile cele mai rafinate și cu stil din lume. Aș vrea la final, în primul rând, să transmiți un mesaj celor care te privesc acum și să ne promiți că în cadrul primei emisiuni o să ne faci o dedicație. Da, păi prima emisiune va fi, cât să zic eu, în câteva o oră și jumătate, în câteva zeci de minute, da? Pentru toți cei care ascultă radio și pentru o parte din ei care poate cine știe visează să ajungă DJ, faceți totul cu plăcere și nu renunțați la visul vostru oricât ar părea de nebunesc. Ăsta este sfatul lui Mihai Pali pentru voi. Rock and roll! Cuvintele sunt vocea inimii, sunt spusele lui Confucius, demonstrate de invitatul nostru de astăzi pe parcursul unei mari pasiuni, aceea de a fi DJ și de a le transmite mereu bucuria ascultătorilor prin voce, cuvinte și muzică. Putem spune că am savurat momente plăcute alături de el într-un loc binecunoscut vouă, la cafeneaua Cofeol, unde pasiunile sunt definite prin aromele unice ce poartă același nume. Așadar, vom lăsa gazele și astăzi să vă convingă de spusele noastre. Ruxandra, ce ne-ai pregătit pentru asta? Pentru asta v-am pregătit un spumos cappuccino și un dulce caramel macchiato. Urmărind tradiția multor generații, îmbinăm aroma intensă a unui espresso scurt cu delicata cremă de lapte. Despre caramel macchiato, o cafea originală Cofeol, combinată cu sirop dulce de vanilie, cremă de lapte și decorată cu deliciosul sos de caramel. Din câte am aflat de la voi, acest produs pe care l-a prezentat colega ta implică un gen de cafea special. Ce ne poți spune? Desigur, doar la Cofeol puteți întâlni soiul special Piberi. Acesta îmbină toate aromele cafelei într-un singur pop de cafea, față de 100% arabica, unde cresc două boabe în cireașa de cafea, precum crește și fasolea. Acest soi de cafea conține cofeină mai puțin decât 100% arabica și nu este la fel de prăjit. Este foarte aromat și vă invităm să-l încercați atât în produsele Cofeol, cât și în varianta simplă espresso scurt intens, dacă doriți, bineînțeles, și cu lapte lângă. Vă așteptăm cu drag la Cofeol!